În mănăstirea Esfigmenu, în vremea egumenului Sofronie, viețuia un monah tânăr, dar bogat în virtuți. În afară de multa sa evlavie, el se distingea și prin smerenie și multă nevoință. Dar fiindcă firea lui era bolnăvicioasă și fusese obișnuit cu un trai bun, căci provenea dintr-o familie nobilă, atunci când a început nevoința s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Egumenul i-a dat binecuvântare să bea lapte chiar și în postul mare. Fratele a primit și a spus să fie binecuvântat dar fiindcă avea multă credință în Dumnezeu și a spus gândul său egumenului. Dacă îmi dați binecuvântare, voi bea ceai, iar Hristos, care îl poate face lapte, poate chiar și să mă vindece cu ceai. Egumenul a fost foarte mișcat și a dat binecuvântare să bea ceai în loc de lapte. Bătrânul Dorotei, îngrijitorul de bolnavi, spunea că ceaiul acela l-a făcut Hristos nu numai lapte, ci și medicament tămăduitor care l-a vindecat pe monah de tuberculoză. După aceea își împlinea îndatoririle duhovnicești și ascultarea cu ușurință și postea ca și ceilalți părinți.